Nelly Șargu face parte din mica categorie de tineri care și-a făcut studiile peste hotare, dar a revenit acasă. Este fata blondă cu blog și cu diverse abilități artistice și hobby-uri, lectură, dans, croitorie și lucrează la bancă. Cum îmbină toate aceste activități și ce face atunci când este singură în camera ei, aflăm chiar de la ea. Nelly, bine ai venit în cadrul emisiunii Fii Tânăr și o să te rog să te prezinți telespectatorilor noștri. Cine ești și ce faci? Activez în domeniul marketingului la o bancă comercială din Moldova, dar în timpul liber duc un blog de modă și creez bralete, le cos. Povestește-ne mai multe despre blogul tău și mai ales despre evoluția lui în timp. Blogul de modă l-am început un an și jumătate, aproximativ în urmă, datorită faptului că m-am simțit din ce în ce mai bine în domeniul modei, pentru că activam la un site de modă din Moldova și după aia m-am simțit liberă să fac și un blog. Am început să postez poze cu ținutele mele din ce în ce mai mult și să scriu despre ceea ce îmi place, dar și să povestesc despre ceea ce văd în lume, la fashion week-uri, chiar și în Chișinău, la ceea ce văd la designerii noștri autohtoni. Și după asta blogul a început, am observat că a început să fie citit, deși atunci când eu l-am făcut, eu nu m-am gândit că cineva o să citească, sincer, a fost mai mult pentru mine, așa, să văd eu dacă sunt capabilă să scriu mai bine, din ce în ce mai bine despre modă. Dacă ai fi să dai o notă de la 1 la 10 pentru oamenii din Republica Moldova la capitolul vestimentație și mai ales la capitolul asortarea hainelor? În ultimii ani aș da chiar un 7. Dacă vreo 2 ani în urmă era un 5, acum cred că este un 7, deoarece domeniul modei se dezvoltă foarte bine în Republica Moldova. În prezent aș spune că fetele știu să combine haine și știu să cumpere haine foarte frumoase și de la creatorii noștri, știu să dea comandă. La noi apar tot mai multe tinere care creează haine, după cum am observat. Da? Observăm și pe Facebook, tot felul de pagini, tot felul de creatoare. Și acum fetele chiar sunt foarte frumoase, mergi pe stradă și te gândești, wow! Chiar sunt frumoase. Jobul tău și hobby-urile pe care le ai sunt diferite. Cum treci tu de la unul la altul și cum le îmbini? Cred că dacă aș lucra doar într-un singur domeniu, m-aș plictisi un pic. De aceea, pe mine mă ajută să trec de la un domeniu la altul. De exemplu, când cos bralete, mă calmez foarte, foarte tare. Chiar dacă lucrez și 5, 6, 7, 8 ore pe zi, câteodată se întâmplă să cos un weekend întreg, eu nu mă simt epuizată. Apoi mă duc la muncă și fac știri despre bancă, ce produs a lansat banca și așa. Mă concentrez mai mult asupra cifrelor, asupra altor chestii. Apoi seara îmi vin pozele de la un fotograf și mă uit, wow, cât de fain am ieșit, sunt așa entuziasmată, că ui, mâine fac postare de blog. Și așa cred că e mai interesant să trăiești, nu știu. Întotdeauna am vrut așa să trăiesc și acum am ajuns într-un punct când cred eu că îmi place cine sunt. De unde ți-a venit ideea și de ce ai început să confecționezi bralete? Am primit cadou o braletă vreo 2 ani în urmă de la un prieten, una neagră, simplă. Și mi-a plăcut foarte, foarte mult. Nu mai știam până atunci de acest gen de lingerie. Deci era prima dată când am văzut așa ceva și am îmbrăcat și am simțit cât de comod este și cât de bine se așează. Și am încercat să-mi dau comandă de altele, pentru că vroiam și alb, și roșu, și albastru, și verde, și toate culorile. Și am observat că sunt cam scumpe, așa, un preț cam, pentru mine atunci, 2 ani urmă, era cam scump. Și am hotărât să încerc să-mi fac eu unul singură. Desigur că primul a fost un fail total, deci nu mi-a reușit, dar al doilea mi-a reușit. Și am avut o prietenă care mi-a zis, fă-mi și mie, te rog frumos, că îmi place foarte mult cum l-ai făcut pe al tău și vreau exact așa. Și am făcut și ei, deja am prins un pic de experiență. Am mai făcut la 3 prietene, deja după 4 bralete, chiar știam cum să le fac. Și într-o zi pur și simplu am pus pe Facebook niște modele și am zis că o să cost la comandă, gândindu-mă că nimeni nu o să dea comandă, pentru că cine dă comandă la cineva care nu are experiență? Dar uite că fetele din Moldova au avut încredere în mine. Majoritatea celor care deja urmăresc blogul meu și au anumită încredere că am un stil, că am un gust, așa, și că nu o să le dezamăgesc. Probabil așa s-au gândit ele, deci nu știu. Dar cum ai început tu să le coși? Ai vreo experiență în domeniul cusutului? Îmi cos haine încă din clasa a 7-a sau a 8-a, dacă nu greșesc. Aveam o mașină de cusut de la bunica mea, din aia veche, neagră, așa, care e cu mâneri din asta. Și mi-am cusut rochia de la balul de absorbire din clasa 12 singură și de la balul de absorbire din facultate tot singură. Deci experiență în cusut nu era problemă, că am.
Braleta a fost ceva nou, apoi m-am apucat și de cursuri. Acum urmez cursuri de croitorie profesioniste de 3 luni, care o să-mi dea la urmă și o diplomă de croitoreasă și cusătoreasă profesionistă, așa că nu fac din capul meu, sunt sigură că mânuiesc bine instrumentul. Să vorbim despre lectură. Știm că îți place să citești. Dacă ar fi să faci un top sau o listă a cărților pe care ai recomanda-o tinerilor din țara noastră, care ar fi ea? Citesc din copilărie, e clar. Este foarte greu să dai o recomandare persoanelor care, pentru care dragoste față de lectură este încă străină, da? Tinerii de obicei se trag la ce? La ceva de acțiune, ceva care să le stănească interesul. Deci, pentru început, aș recomanda să înceapă cu o carte cum ar fi Aventurile lui Sherlock Holmes, care este una dintre cărțile mele preferate. Această carte este imposibil să nu te captiveze și imposibil să nu te îndrăgostești de ea. Deci dacă începi de la Sherlock Holmes, cu siguranță după aia o să vrei să mai citești și altceva. Dacă ar fi să spun cărțile care m-au marcat, este serie de cărți Harry Potter, dar care se citește doar până la 15 ani, deci după aia cred că nu știu cum aș citi acum. Neapărat în perioada adolescenței trebuie să fii un Harry Potter, pentru că după aia ai o linie așa în viață, deci ești legată cumva și de carte și de filme și înveți foarte multe lucruri din seria aia de cărți. Mi-a plăcut cartea Jane Eyre, care este deja un pic mai matură, este despre viața grea a unei femei, a unei femei în devenire. De asemenea, Pe aripile vântului este tot o carte foarte interesantă. Citesc și cărți horror, deci nu-mi plac filmele horror, efectiv le urăsc, nu pot să mă uit, dar cărțile horror îmi plac și am citit tot ce a scris Stephen King, King revenind, cred că, de la regele acestui domeniu. De asemenea, îmi plac foarte mult detectivele, care sunt tot foarte interesante pentru majoritatea populației, pentru majoritatea tinerilor. O să le fie interesant să citească, de exemplu, Dan Brown, care a scris renumitul Codul lui Da Vinci, Îngeri și Demoni, Simbolul Pierdut și alte cărți de-a lui Dan Brown. Și desigur că nu se face în ziua de azi fără Paulo Coelho, care e ok să citești orice a scris el. Îmi place foarte mult. Mi-a plăcut ultima carte a lui care am citit-o, Diavolul și Domnișoara Prim. Este una ușoară, foarte ușoară. Cred că are 200 și ceva de pagini, deci se citește liber, dar are un mesaj filozofic, un mesaj complex, foarte, care trebuie să-l descifrezi numai dacă citești cartea. Și aș mai numi, că nu pot să mă opresc, acum Memoriile unei geișe, despre cultura japoneză, despre uriașele deosebiri între cultura lor și a noastră sau cea rusească sau care culturi ne sunt nouă apropiate. Cam așa cred că aș face un mini top. Ce mai face Nele în timpul liber pe lângă hobby-urile enumerate? Probabil o pasiune de-a mea despre care nu vorbesc pe Facebook sau pe blog este pasiune pentru dansuri. Am făcut 10 ani dansuri și nu pot să mă dezvăț cumva să nu încep a dansa atunci când aud o muzică faină. Și când am timp liber, chiar în cameră, am așa o jumătate de oră în care îmi pun muzică și doar dansez. Nu dansez când gătesc sau când mă pieptăn, dar rezervez jumătate de oră doar dansul, deci fac doar asta, ceea ce nu spun nimănui și nu am filmat încă. Mă gândeam eu într-o zi să filmez, să afle lumea că și dansez, că când spun, știi, toți sunt nedumeriți, că cum, n-am știut, păi n-am zis nimănui. Ce-mi place să cânt, dar n-am cântat nicăieri așa în fața publicului, doar pentru mine. Din alte hobby-uri, nu știu, îmi place să mă plimb cu rolele foarte mult, cu bicicleta. Bicicletă nu am, așa că mă duc și o închirez într-un parc undeva în Chișinău. Și să merg pe jos, îmi place foarte mult să merg pe jos și cu troleibusul. Îmi place să merg în transport public, desigur dacă am un scaun și dacă nu e supraaglomerat, îmi place să mă plimb. Câteodată pot să mă pornez într-un punct până în altul, fără că să am nevoie să merg încolo, doar ca să mă plimb. Ești printre puținele exemple de tineri care au revenit acasă după ce au făcut studiile peste hotare. Care a fost imboldul, oamenii sau lucrurile pentru care ai revenit? Când am terminat studiile acolo, efectiv nu m-am simțit la locul meu. Chiar în Cluj-Napoca, un oraș foarte frumos, un oraș superb, eu nu știam ce să fac acolo. Deci, efectiv, nu vedeam pasul 2. În schimb, vedeam pasul 2 dacă revin în Chișinău. Știam că pot să revin în Chișinău, îmi iau chirie, îmi caut de muncă. Cumva planurile în gândurile mele mergeau cumva cu Chișinău. Și când mă gândeam ce să fac în Cluj, nu-mi veneau idei, nu știam, mă blocam, știi? Și atunci mai mulți oameni mai mari decât mine, ca vârsta, mi-au spus că înseamnă
înseamnă că trebuie să-ți urmezi inima și să revii în Chișinău, măcar pentru un an. Poate după aia viața ta o să ia altă întorsătură. Simțeam doar că trebuie să mă întorc acasă și că aici o să-mi găsesc. Și așa și-a fost. Acum, la moment, este un an, mă simt foarte bine aici, mă simt bine cu ceea ce fac și înspre ce merg, cu jobul, cu hobby-urile, cu totul. S-a unit, așa că bine că am venit.